dura mult mai mult. De ce asta ar fi inginer al treilea contract? De ce era nevoie? Nu este al treilea. A fost un studiu de fezabilitate 2009-2010, dar atunci nu era obligatoriu să avem, mă rog, nu era obligatoriu. Natura 2000 încă nu era implementată ca proiect în România, atunci s-a semnat în 2009-2010. Nu avea trecut în contract acordul de mediu cel care a realizat studiul de fezabilitate. În 2014-2015 s-a semnat un contract cu o firmă pentru completarea SF-ului între Târgu Mureș și Ditrău. A venit Curtea de Conturi și a spus că de ce facem această completare și am blocat și după ce am reziliat contractul până am dat explicații. Explicațiile au fost convingătoare și am reluat din nou procedura. Acordul de mediu, pentru că nu exista acord de mediu, și în special pentru studiile geotehnice. De ce nu există acord de mediu și acum cum îl rezultați? Păi acum acordul de mediu îl obțin dumnealor. Și poți să-l obțină? Da, sigur. Dar ce pierzi era de 2010? Nu avea, pentru că nu s-a cerut în documente. Nu se ceruse în documentație. Nu era o cerință. Să spunem că în perioada aia a fost o documentație mai slab întocmită față de ce avem acum. Ideea este pe care aș vrea să margem. Știți foarte bine că în ultima perioadă, dar până să ajung la modificările legislative, vreau să mai punctez un lucru. Un alt lucru pe care mi l-am asumat pe 20 a fost centura Iașului. În luna iulie vom lansa execuția și proiectarea pentru acest obiectiv. Da, domnul director? Da, da. Bun. Referitor la partea de mediu, știți foarte bine că eu am pornit o ordonanță tocmai ca să accelerăm. Eu le-am cerut celor de la CNAIR să accelereze toate procedurile și ei mi-au spus să modificăm un pic legislația. Pe bună dreptate. Și asta am discutat și cei de la asociație. Partea de achiziții, inițial am lansat proiectul de ordonanță, știți foarte bine că toate ministerele mi-au avizat, mai puțin experții din Ministerul Justiției care mi-au făcut 16 pagini de observații. Dar le discutăm, le demontăm, astfel încât să înțeleagă și acei experți că România are nevoie de autostrăzi mult mai rapid și nu trebuie să creăm blocaje suplimentare. Toți funcționarii asta trebuie să înțeleagă, inclusiv de la justiție și de la mediu. Am o relație foarte bună cu doamna Grațiela, cu doamna viceprim-ministru și am discutat cu dânsa să accelerăm un pic și procedurile astea de obținere a acordului de mediu. Pentru că conform directivei, domnul director, înțeleg că acordul de mediu se poate da în 3 luni de zile. Noi exact. Îl dăm în 12 luni. Acum nu cred că trebuie să fim mai catolici decât papa. Bun, să nu se înțeleagă și toată lumea vrea să se respecte condițiile de mediu. Nimeni nu vrea să încălcăm o reglementare care ține de mediu. Dar nici nu cred că, dau exemplu podului de la Ungheni, trebuie să ne cramponăm de o zonă în care se liniștesc și se mulțesc peștii. Am înțeles că și ONG-urile vor să-și facă treaba în România, cele pe mediu. Dar ar putea să înceapă să-și facă treaba și în altă parte, că noi am înțeles rolul lor aici, dar și ei trebuie să înțeleagă că în România trebuie să avem autostrăzi. Nu pot să cred că la pila podului peste Prut, pe partea română, tocmai acolo se liniștesc și se mulțesc și se reproduc o specie anume de pești. Și nu se poate reproduce 100 de metri mai încolo. E, toate lucrurile astea, cred că ar trebui foarte atent monitorizate și societatea civilă. Pentru că acolo unde va fi vina Ministerului Transporturilor, o să vedeți că voi lua măsuri drastice. Dar nu pot eu să intervin pe alt segment care nu mi-aparține. Dar aici sunt convins că în urma bunei colaborări pe care am cu doamna ministru, lucrurile se vor remedia într-un timp scurt. De asemenea, vom iniția în perioada următoare o altă ordonanță cu care sper ca cei de la mediu să fie de acord, ca să mai ușurăm un pic obținerea acestui acord de mediu. Pentru că, pe de o parte, eu pot să vorbesc cu firma care a semnat astăzi contractul, să-și condenseze și să-și intensifice forța de muncă pe care o vor aloca pe acest proiect, astfel încât să finalizeze forajele, studiile geo și tot ce au mult mai repede decât termenul asumat. Dar nu pot eu să depășesc termenul pe care trebuie să-l respecte cei, sau pe care ne impun să-l respectăm cei de la mediu. Dar sper ca să se înțeleagă mesajul foarte clar și experții de la mediu să fie mult mai relaxați când vine vorba de obținerea acordului de mediu pe obiective și să nu ne mai trezim că avem ba peșteri de lilieci, ba trebuie să facem tunele pentru urși și lupi unde nu avem urși și lupi,
ba trebuie să mutăm, Doamne ferește, spun, asta e cu titlul de așa, nici nu concep așa ceva, podul, că se mulțesc peștii nu știu unde. Nu. Da. Ideea este următoarea. Eu mă uit ce scrie într-o lege. Nu pot să mă uit în niște arhive sau niște cum să vă spun eu, niște schițe care sunt prinse la un anumit protocol sau memorandum, că acolo ar fi o zonă. Nu. Noi trebuie să avem autostrăzi în România și asta facem. E treaba mea să lansez proiectele, este treaba mea să monitorizez că se implementează, este treaba mea să iau măsuri, repet, dacă constructorul sau cei care elaborează documentația nu își fac treaba. Mai departe, cred că trebuie fiecare să înțeleagă că în România este nevoie urgentă ca aceste proiecte să fie implementate cât mai rapid. Bun, dar și aici o să fie niște arii naturale protejate. Vedem, haideți să vedem ce se întâmplă, că eu sunt convins că, uitați, și pentru peștii ăștia, până la urmă, cred că se va găsi o soluție, să se mulțească un pic mai... Nu, sau mă duc eu acolo, stau, uitați, iau și parlamentari, iau și pe domnii de la Moldova vrea autostradă, stăm acolo să vedem și noi ce se întâmplă, pentru că vă spun un lucru. Eu am rămas siderat, m-am dus, îmi amintesc pe Lugoj Deva în 2017 și vorbeam cu asociațiile de vânători, cu localnici și spuneam, domnule, n-avem urși și lupi aici. Și când m-am dus la comisie să le spun, bă, uitați, am făcut și noi o monitorizare, nu sunt urși, nu sunt lupi. Mulțumită unor oameni, unor români de acolo care până să ajung deja făcuseră o imagine apocaliptică, că nu respectăm mediul, că ne bate în joc, concluzia a fost, respectați ce vă spune, ce au spus trei ONG-uri, că pe acolo trec lupi și urși. Și am crescut valoarea proiectului cu 180 de milioane de euro. Lucrul ăsta nu se va întâmpla pe autostrada Marii Uniri, asta vă asigur eu, indiferent că mă mut și stau pe malul Prutului. De ce s-o să scapă fonduri? Fonduri europene. De europene, sigur. Care e logica? Fondurile europene de Iași Ungheni, de la Iași până la Târgu Neamț, faceți PPP și pun iarăși fondurile europene de la Târgu Neamț la Târgu Neamț? Nu. Logica a fost următoarea. Inițial, înainte să apară acel proiect de lege pentru autostrada Marii Uniri, s-a dorit să se meargă în parteneria public-privat. Când a apărut proiectul de lege, bineînțeles că cei care voiau să vină și să liciteze pe acest tronson, din punctul nostru de vedere, PPP-ul, procedura merge mult mai rapidă decât merge procedura normală pe achiziții. Bine, acum am urgentat-o și noi și de așa vom merge pe toate proiectele. Să nu credeți că s-a făcut o favorizare strict pentru această autostradă. Nu, așa se va merge. Le-am spus, s-a depus documentația, nu mai stați să o evaluați în 6 luni. Evaluați-o într-o lună, maxim 2, mai ales unde știm că este și urgență. Închidem comisia într-o încăpere și asta face. Ideea a fost să se meargă în PPP mult mai rapid. Acum așa a rămas strategia făcută. Eu când am venit în funcția de ministru, așa am găsit strategia, merg pe ea, nu o mai modificăm din mers. Pentru că dacă mai modificăm strategia acum, înseamnă că facem autostrada. Dar presupun, eu nu sunt specialist, dar presupun că la UE o să-și pun o întrebare. Dar voi sunteți nebuni, faceți o bucată. Nu, să știți că cei de la UE și-au pus multe întrebări vis-a-vis de toate obiectivele. În 2017, după dezastrul tehnocraților, când am ajuns în minister, România n-avea niciun proiect lansat nou pe fonduri europene. Vorbim pe programul operațional de infrastructură mare. Îi spuneam atunci a domnului Popa că așa cum am dat drumul la Sibiu-Pitești, cu clauză suspensivă la acordul de mediu. Și iată că a însemnat contractul de execuție și proiectare pe o secțiune din Sibiu-Pitești, cealaltă fiind contestată, din păcate, așa aș spune că aș fi revizuit foarte rapid și SF-ul, încă de atunci aș fi început să-l revizuiesc, să dăm proiectare și execuție, chiar dacă cei de la comisie de multe ori ne cer informații suplimentare vis-a-vis de trafic, vis-a-vis de tot felul de probleme legate de mediu. Nu. România are nevoie de autostrăzi. Eu cred că România este stat membru al Uniunii Europene. Astăzi este Ziua Europei și lucrul ăsta este, cred că, foarte important de punctat. Suntem stat membru cu dreptul deplin. Politica de infrastructură în România, fiindcă avem un master plan aprobat printr-o hotărâre de guvern, în care autostrada Marii Uniri este parte integrantă, o stabilește Guvernul României. Noi stabilim proiectele pe care le lansăm. Din păcate, și asta aș vrea ca la fel toată societatea civilă să observe, unii se duc acolo și în loc să facă lobby cum ar trebui să facă, mai rău blochează obiectivele. Nu, două secunde. Haideți să vă spun un lucru. Păi, stați două secunde, de ce să o facem dacă putem lua și fonduri europene? Lansăm. Păi și ce să anulăm acum tot ce s-a făcut în PPP, toată documentația? Pentru tronsonul? Nu, important e că autostrada se face. Nu e nimic înodat. Înodat e ce fac alții pe la, înodat e ce fac alții pe la Bruxelles. Pachet de documente trebuie desprins și pentru PPP și pentru Poftim? Europene.
Nu. Adică documentele tehnice nu sunt aceleași pe care le... Ba da, păi documentația tehnică care s-a dat la Comisia Națională de Prognoze este transmisă de către CNAIR. Și atunci, rămâne întrebarea, de ce o parte pe DVD și o parte pe fonduri europene? Pentru că vă spuneam, în PPP se realizează mai repede. Dacă acum am semnat contractul și finalizăm revizuirea DSF, săptămâna viitoare o să vedeți ridicat pe SEAP, prognoza va ridica pe SEAP, selecția pentru cei care vor să participe la... Păi noi să vedeți acum... Păi dacă, am, dacă s-a făcut un proiect de lege în Parlament, noi îl respectăm. Nu, 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 nu interpretați greșit. Haideți să... Nu. Dumneavoastră vreți să duceți discuția într-o altă parte. Deci problema este în felul... Păi și noi... Și vi se pare că prin ce am făcut astăzi... Dumneavoastră vi se pare că prin ce am făcut astăzi, vi se pare că noi nu vrem autostradă? Nu, ați spus că prin PPP se face mai repede. Și nu înțeleg ce nu se face autostrada mai repede. Asta păi, strategia, încă o dată, cred că dumneavoastră vreți să arătați altceva. Eu vă spun următorul lucru. Primul tronson, Târgu Mureș, Târgu Neamț, revizuim SF-ul și dăm proiectare și execuție de îndată ce este gata. Târgu Neamț, Iași, lansăm procedura. Vom avea constructor. Se va începe construcția. Iași-Ungheni, inclusiv podul, îl lansă pe 30 iunie. Deci toată autostrada este atacată, din punctul de vedere, ca să se facă.